7 bărbați, români și arabi deopotrivă, au ajuns în spitalul din Slobozia după ce șoferul a pierdut controlul volanului mașinii în care se aflau. Accidentul s-a petrecut luni noaptea în dreptul localității Brăilene Bărăganu. Din noi a venit ajutat, a auzit, a făcut accident și a venit ajut. Cauză la drumul. Din 2-5 de ani că nu știu, a la drumul rău, ce mai rău de drumul asta de la Bărăganu. Din cauza drumurilor? E normal, ce crezi tu? Grob multe? Tot grobă. Da, da. Viteză mare? Nu viteză mare. La fața locului a ajuns un echipaj al poliției de rutieră care a demarat o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. Victimele au fost transportate cu ambulanța la spitalul din Slobozia.